Mai este Ciucurincu, după câte știm, în presă a fost dat un anunț eronat că veți împlini 70 de ani. După câte aflăm, aveți 69 de ani și sunteți la fel de tânăr ca și lucrările dumneavoastră. Dacă vreți să ne vorbiți despre această expoziție. Adică, da, n-am 70 de ani, am numai 69, e un adevăr în asta. Și mai ales la o vârstă ca mea, la 69 de ani, când de obicei mai scas din ani, alții adaugă, știi? Asta nu. Vă dorim la mulți, mulți ani, maestre. Da. În legătură cu expoziție, ce aș mai putea spune? M-am gândit mereu ca să fac această expoziție aici, mai ales că ultima a fost în 1964. Cred că în acest timp am avut destule expoziții peste hotare și am ținut ca această expoziție să fac aici, în București, unde mi s-au deschis ochii. Și cred că am urmărit probleme care sunt strict legate de pictură, de meseria aceasta. Fiindcă e o meserie care are foarte multe taine și aceia care spun că el are talent, ce-i mai trebuie. Talentul nu e mare lucru, nu este, deși este, dar totuși, dacă nu e dublat cu o muncă și o perseverență în a înțelege lucrurile, geabă de talent.